găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Astăzi am venit la domnul doctor Mihai Motora. Bine v-am găsit! Bună ziua! Pentru a despica firul în patru și îl despicăm la propriu. Pentru că stăm de vorbă cu un chirurg plastician care face transplant de păr? Da. Transplant de păr, de barbă și de sprâncene. Minunat! Cine vine pentru transplant de sprâncene, femeile sau bărbații? Cel mai mult am fost căutat pentru transplantul de sprâncene de către femei, dar am avut și 2-3 cazuri în care au fost bărbați, în care au avut probleme, în care au căzut părul de în zona sprâncenelor și au venit pentru transplant. Să luăm puțin așa de sus în jos. De ce ne pică părul? Părul ne cade din foarte multe motive, dar cea mai frecventă cauză este alopecia sau căderea părului genetică sau androgenă, că se mai numește. Aceasta este sensibilitatea foliculului de păr la hormonii organismului care îl fac să cadă, așa pe scurt, pe înțelesul tuturor. Bun, și de ce cade cu precădere din anumite zone? Pentru că doar în acele zone este sensibil la acești hormoni. În zona din spate, de la ceafă, de exemplu, sau de la barbă sau de la piept, foliculul nu este sensibil la hormonii respectivi. Și atunci de acolo nu cade. Și dumneavoastră puteți interveni astfel încât bărbații să nu mai simtă această problemă, chelia, alopecia. Și da, faceți o intervenție care se numește? Transplant de păr prin metoda FUE, adică Follicular Unit Extraction. Și aici ajunge la partea interesantă cu despicatul firului în patru. Cum are loc efectiv intervenția? Intervenția are 4 pași principali, pe scurt. În primul pas se desenează zonele care trebuie acoperite de păr. În al doilea pas se recoltează părul din zona cefei, se aplică o anestezie locală, după care în aproximativ 2-3 ore se recoltează între 1000 și 2500 de foliculi. Un folicul are între 1 și 4-5 fire de păr, deci se pot recolta într-o zi până la 4000-4500 de fire de păr în acei 2000 de foliculi. Putem spune că asta e muncă de chinez bătrân. Da, ceva de genul. O muncă în echipă, în primul rând, pentru că și eu împreună cu echipa mea trebuie să fim concentrați pe tot parcursul operației. Cât durează o intervenție? O intervenție în total aproximativ 8-9 ore. După acea etapă în care se recoltează, urma să spun că urmează etapa de pregătire a găurilor, în care se efectuează găuri în zonele care trebuie acoperite. Iar ultima etapă este etapa de implantare propriu-zisă, în care eu împreună cu încă 2-3 ajutoare implantăm foliculii cu niște implantoare speciale special create pentru acest lucru. Doare? Nu. Doare puțin la administrarea anesteziei, ca la dentist, ca să aveți așa un termen de comparație, după care nu mai simțiți nimic. Nu se mai simte nimic, doar că aveți o atingere ușoară. Bun. Bărbații, mă gândesc că mai ales bărbații vi se adresează. Da, cât de reticenți? Cât de reticenți vin? Sunt foarte diferiți. Unii vin foarte deschiși, foarte hotărâți, alții vin mai mult să se intereseze, să vadă despre ce e vorba. Asta cred că în funcție de cum îi deranjează pe fiecare și cât de tare vor să facă această procedură. În general, vin ei din proprie inițiativă sau trimiște partenere? Majoritatea ei, dar am întâlnit și care au venit împreună sau au fost încurajați de către partenerele lor și au venit împreună cu ele și au stat că noi oferim și servicii de cazare care pentru pacienții care vin din alte orașe sau alte țări vin și se cazează și au venit împreună cu partenerele și au fost încurajați de ele și tot așa. Cam cât durează recuperarea? Recuperarea propriu-zisă aproximativ 7-10 zile, până când cad acele mici cruste, acele cojițe mici care se formează în urma operației. După care, vreo 2-3 luni, pacienții trebuie să aibă grijă la anumite aspecte, de exemplu expunerea la soare, să nu meargă la saună sau la piscină în primele 4-6 săptămâni. Dar recuperarea, adică până când pot intra înapoi în câmpul muncii, ca să zic așa, este maxim 10 zile. Bun. Îi tunesc pe pacienți înainte de intervenție? Da. Da. Cel puțin în zona donatoare, adică în zona cefei, pacientul trebuie tuns. Pentru că așa este aparatura și tehnologia momentan. Acum se lucrează în țări, în special în Statele Unite, la aparaturi pentru extragerea foliculului fără a se tunde pacientul. Dar încă sunt în stadii inițiale. Probabil în 1-2 ani de zile vom avea aparatură care să
cu care să putem face extracția fără să necesite tunderea pacientului. Bun. Cât de scurt îl tundeți pe pacient înainte de recoltare? Așa, la așa zisul zero. Deci cât de scurt se poate. Pentru că trebuie să văd exact calitatea foliculului și unghiul cu care firul de păr iese din piele, ca să știu cum să intru să-l recoltez. Bun, am povestit puțin despre autotransplantul de păr. Mi-ați spus că interveniți asupra sprâncenelor. Da. La sprâncene este aproximativ aceeași poveste, doar că numărul de fire implantate este mult mai mic, fiind zonă mult mai mică. Se implantează între 200 și 400-500 de grefe. Părul la fel se recoltează din zona cefei, se poate tunde doar o fâșie mică, restul fiind acoperită cu părul rămas și să fie practic invizibilă postoperator. Adică să nu deranjeze, de exemplu pentru femei, să nu le deranjeze că sunt tunse, putem lăsa un păr să acopere zona recoltată. În general, ce gen de paciente vi se adresează? Pacientele pe care le deranjează acest aspect. Perfect. Acesta este un lucru esențial în chirurgia estetică. Ca să apelezi la o procedură estetică, trebuie să te deranjeze un anumit lucru la înfățișarea ta. Și vi se adresează și bărbați care nu sunt mulțumiți de barbă. Da, da, mai ales acum, cum este la modă, cu aceste tunsori sau aranjamente ale bărbii, tot mai mult se apelează și la barbă. La barbă se poate recolta și din zona de sub, de aici din zona de sub mandibula, să se implanteze în zonele care necesită acoperite, sau tot așa se poate completa cu păr recoltat din zona cefei. Cât de realiste sunt așteptările pacienților când vi se adresează? Asta în funcție, cred că, de cât sunt de bine informați. Unii vin cu așteptări realiste și știu exact despre ce este vorba, alții vin cu așteptări total nerealiste, în sensul că vor să aibă părul ca la 19 ani sau la 20 de ani, ceea ce este destul de greu de obținut, pentru că momentan nu ne permite tehnologia și chirurgia propriu-zisă să implantăm la o asemenea densitate. Se poate ajunge la o densitate asemănătoare după două intervenții sau poate chiar trei. Bun. Și cam de pe la ce vârste încep pacienții să vină la dumneavoastră? Am fost contactați de pacienți de toate vârstele, chiar foarte tineri, dar eu le recomand să treacă de cel puțin 25 de ani, poate chiar mai mult, 27-28, pentru că zonele de calviție trebuie să fie foarte bine definite, pentru că dacă nu, riscăm să facem un implant în zona din față, de exemplu, după care el să chelească în continuare și să rămână doar cu implantul din față și cu chelie în spate, ceea ce nu este un lucru foarte plăcut și nu aspectos. Nu este foarte aspectos. Dacă vine un pacient care a fost afectat de alopecie în totalitate, puteți să-l ajutați? Da, dacă zona donatoare ne permite, adică dacă avem de unde recolta păr astfel încât să reconstruim măcar linia părului, să încadrăm fața și puțin să-l acoperim, să dăm un efect de acoperire pe restul scalpului, atunci da. Dar cel mai important este să avem destul păr în zona donatoare. În zona donatoare se mai poate recolta și din barbă sau de pe piept, dacă pacientul are păr în aceste zone, și atunci se mai pot completa. Există posibilitatea să recolteze, de exemplu, de pe picioare sau de pe mâini? Teoretic, da. Teoretic se poate recolta de oriunde este păr, dar nu este recomandabil pentru că unul la mână poate lăsa cicatrici sau să rămână o zonă inestetică de pe mâini sau de pe picioare, și iar părul din aceste zone nu are aceeași textură și grosime ca și cel din cap sau de pe piept, și atunci nu dă acel efect dorit. Deci efectul estetic în urma transplantării părului de pe picioare nu va fi cel dorit. Dar teoretic se poate. Se poate, da. Teoretic, da. Perfect. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit astăzi la o mică parte din întrebările pe care le aveam. Cu mare plăcere. Și eu vă mulțumesc pentru vizita pe care ne-ați făcut-o la clinică. Perfect. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.